Apasă chiar acum pe butonul de like să facem la timpul acesta 10.000 de like-uri și apasă și pe butonul de subscribe să ne strângem 150.000 de abonați. Dacă nu, voi sparge acest telefon. Abonează-te și apasă pe like chiar acum în 3, 2, 1 și... Salutare fraților, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou clip de pe acest canal. Astăzi vom face ceva super, super special. Băieți și fete, foarte, foarte rapid vreau să vă vorbesc despre un site care vă ajută să vă jucați orice joc fără lag. Practic, dacă tu ai un calculator slab la gaming, tot ce trebuie să faci este să intri pe primul link din descriere, să achiziți acolo un abonament lunar și pentru, nu știu, 10 euro sau cât e la ei pe site, 9 euro și ceva, poți să te joci cele mai șmechere jocuri la cele mai faine grafici, fără lag și fără să-ți consume ceva din calculatorul tău. Practic, intră pe primul link din descriere, ai și jocul Fortnite pe care eu îl folosesc și am intrat pe acest site, mi-am făcut acolo frumos un cont și m-am dus pe Fortnite, am dat launch și, după cum puteți vedea, foarte, foarte rapid m-a băgat în joc, băieți. Sunt chiar acum în Fortnite și este foarte, foarte tare. Sunt în browser, după cum puteți vedea, și mă pot juca Fortnite cum vreau eu și am foarte, foarte multe FPS-uri. Bineînțeles că lucrul ăsta puteți să-l faceți cu orice joc. Pentru mai multe informații o să vă las acolo un link în descriere, apăsați pe el să faceți și voi parte din viitorul gamingului. Pentru că la ultima farsă, cea în care i-am spart telefonul tatălui meu pe care o aveți aici, cred, i-am spart telefonul tatălui meu și voi ați apăsat un număr atât de mare pe butonul ăla de like încât am făcut 22.000 de like-uri, poate și mai mult, a fost ceva super, super wow din partea voastră și v-ați abonat un număr atât de mare încât ne-am strâns 146.000 de abonați și vă mulțumesc enorm pentru chestia asta și pentru că v-ați abonat la canalul ăsta presupun că vreți content. Așadar, astăzi este joi și trebuie să îmi ajungă un colet. Mă întreb oare ce colet trebuie să-mi ajungă? Ei bine, am dat comandă de un telefon foarte, foarte tare. Nu sunt sponsorizat de această firmă de telefoane, mi-aș dori eu. Nu o să vă zic cât am dat pe el, pentru că pur și simplu după ce o să vedeți telefonul o să vă dați seama câți bani am dat pe el. Trebuie să știți că banii pe care i-am folosit să achit acest telefon sunt strict banii mei și m-am gândit pentru că am o comunitate atât de activă și atât de mare și atât de șmecheră, pentru că apăsați acolo pe like și pe subscribe de fiecare dată, m-am gândit să sacrific acești bani, să-i dau pentru că vă iubesc foarte, foarte mult și am zis, bă, haideți să fac acel clip pentru că lumea m-a susținut și trebuie și eu să le arăt acolo că îi respect și că fac ce le-am promis. Deci da, astăzi este joi, e ora 12, am primit de dimineață mesaj la curier că trebuie să-mi vină un colet. Nu știu, presupun că o să-mi vină peste o oră, peste două ore, nu știu, vedem. Când o să-mi vină, o să pornesc camera și vom desface acolo coletul. Nu uitați, apăsați chiar acum pe butonașul ăla de like acolo să facem și la acest clip 10.000 de like-uri. Să vă abonați la canal, să ne strângem și noi 150.000 de abonați, pentru că mai avem nevoie de 4.000 de oameni și, na, cred că putem să facem și chestia asta. Neapărat activați clopoțelul de notificări ca să primiți notificare de fiecare dată când voi posta un clip, o farsă, un challenge, un live. Pentru că, fraților, vom fi live vineri, sâmbătă și duminică de la ora 7 seara live creepy cu Cleverbot. Vom afla foarte, foarte multe secrete pe aceste live-uri. Deci vă aștept vineri, sâmbătă și duminică de la ora 7 la mine pe canal, pe live-uri. Nu uitați să folosiți codul F6_Andrei pe shop în Fortnite. Pentru cine joacă Fortnite, duceți-vă chiar acum, deschideți jocul, puneți în item shop la supporter creator F6_Andrei, exact cum vedeți aici pe ecran. Aveți și codul în descriere și vă pup, nu uitați că dacă îmi trimiteți filmare cum folosiți codul, vă pun pe Instagram la story. Și da, dați-mi și un follow pe Instagram la Farcaș_Andrei11, pentru că da, trebuie să ne promovăm toate rețelele de socializare, pentru că așa e pe YouTube. Deci let's go acolo pe Instagram, băgați-mi un follow și un mesaj, pentru că încerc să răspund la toată lumea cât am și o timp și cât pot, pentru că sunt foarte multe mesaje și vă mulțumesc. Deci mesaje acolo pe Instagram și mare, mare follow, like-uri, că postez zilnic. Bun, acum o să mă pun în pat, mă uit pe YouTube, mă uit la comentarii, pentru că da, eu mă uit la toate comentariile, deci lăsați și un comentariu pentru că desigur va fi citit de mine. Mă duc și revin când va veni telefonul. Bun, băieți, tocmai ce am primit aici un mesaj la curier că în 2 minuțele va fi la mine la poartă cu telefonul. Am foarte mare emoții, tata e în bucătărie, nu trebuie să mă vadă deloc, voi ieși afară, o să mă duc, aduc coletul și filmez după aia coletul. Nu se iau camera cu mine pentru că, na, e pe trepied și
Dacă o să merg pe hol, e probabil ca tata să mă vadă și să mă întrebe ce fac. Și dacă vede curierul, nu e de bine. Deci o să las telefonul aici pe pat, mă duc, iau coletul, încerc să-l bag, nu știu, sub tricou, undeva, ca tata să nu mă vadă. Și așa, nu știu, când curierul va veni, o să ies afară și mă duc înainte ca să nu oprească fix în fața porții. Mai am un minut până când ajunge, deci trebuie să mă duc chiar acum afară și să întâmpin curierul, să iau telefonul și vin înapoi. Vă pup, vin imediat. Ok, fraților, a ajuns telefonul. În momentul de față m-am gândit să filmez și partea asta când îl desfac din cutie, pentru că poate pentru unii din voi vă pare interesant această parte de unboxing, să vedeți exact ce am cumpărat tatălui meu, pentru că clipul trecut a făcut peste 10.000 de like-uri, fraților, i-am cumpărat tatălui meu un telefon nou. Haideți să îl scoatem din cutie, vedeți că am desfăcut aici cutia și bun, fraților, avem aici un Huawei i6 2019, nu am fost sponsorizat sau ceva de această firmă de telefoane, nu e reclamă, nu e nimic plătit, doar vă arăt ce telefon i-am cumpărat tatălui meu. O să-l desfac și o să vedem exact ce este înăuntru. Ok, a fost nevoie de cuțit ca să desfac chestiile astea de aici și haideți să scoatem, dăm asta la o parte, haideți să scoatem telefonul și țeapă. Ok, avem aici o chestie din asta și probabil că trebuie să-l, hai că am făcut-o. Deci avem aici un încărcător frumos de la Huawei, foarte, foarte bun. Aici avem cablul ăsta de încărcare și aici, fraților, avem telefonul. Mamă, cum arată pe spate. E într-o foiță din asta. Hai să o dăm jos și uitați-vă aici cum arată telefonul. Absolut superb. V-am zis, nu este nicio sponsorizare sau ceva, doar mă bucur pentru că acest telefon va ajunge la tatăl meu. După cum știți, tatăl meu avea un telefon cam nașpa, trebuie să recunosc. Și na, i-am făcut bine că i-l-am spart și că în acest clip am cumpărat acest telefon. Haideți să îi dăm folia asta de pe el. Are aici o folie. Da, puțin satisfăcător. Aici are niște chestii. Mamă, mamă, ce spate are. Uitați-vă puțin la spatele ăsta. E așa din piele. What the fuck? Și nu e o husă sau ceva. Așa e telefonul. Lol. Boom. Huawei, camera acolo mică, un difuzor foarte, foarte mic acolo. Bă, sunt foarte, foarte impresionat. Deci uitați-vă și voi. Stați să pun jos, să focalizez. Uitați-vă aici, are o chestie, asta e piele, gen model așa de piele, nu știu. Nu știu, foarte interesant și deja vine cu o husă. Holy, nici nu mă așteptam la așa ceva, nici nu mai trebuie să-i fac nimic acum, sunteți nebuni. Bun, haideți să-l deschidem. Prima deschidere ținem apăsat și Huawei, se deschide telefonul. Se deschide telefonul, senzațional. Bă, la prima vedere telefonul arată chiar mișto. Adică, na, camera mică integrată acolo, pe spate frumos o cameră, modelul ăsta de husă pe spate și nu este o husă. Așa am luat telefonul din cutie, ați văzut și voi. Avem aici să selectăm limba. Ia să vedem dacă găsim română. Hai să vedem dacă găsim, uite, română. Începeți utilizarea. Mamă, ce noci mititel acolo. Selectați regiunea. Și se caută actualizări, poate dura câteva minute. Fraților, ăsta este noul telefon al tatălui meu. Arată super, super bine. O să pun și câteva cadre cinematice.
Ok, fraților, deci a trecut undeva la o oră jumătate de când v-am arătat că am desfăcut toaletul și telefonul, cum arată, primele impresii și chestii. A trecut o oră jumătate pentru că m-am conectat la internet și și-a făcut o mică actualizare telefonul. Am așteptat undeva la 10-20 de minute, nu mai știu. După care, fraților, a intrat tata în cameră. Deci, eu eram așa cu spatele și tata dincolo a intrat. Eu atunci am luat telefonul, l-am arătat sub pernă și m-am întins în pat cu telefonul ăsta în mână și stăteam și mă jucam. Tata m-a chemat puțin până afară, am avut ceva de făcut și după aia mi-a spus tatălui meu că vin din nou aici să mă joc, să stau, să mă la televizor. Și s-a dus în bucătărie și eu sunt aici cu telefonul. Bam! Vedeți, este ora 6 și 11. Bum! Uitați aici telefonul. Hâți Johnule, așa arată, îi dăm o glisare, vedem acolo că are 26% baterie, avea 67% baterie și cam atât a ajuns, bine a stat o oră și ceva deschis, cu luminositatea maximă și cu mai multe aplicații deschise, așa pentru că v-am zis, l-am aruncat sub pernă și am plecat și a făcut și actualizarea, dar nu este problemă pentru că tatăl meu o să îl încarce sau nu știu, cred că o să merg să-l pun puțin la încărcat, da, cred că o să merg și o să-l pun puțin la încărcat ca să fie cât de cât ok și tatăl meu când îl va primi să poată sta din prima pe el. Încă nu i-am instalat nimic așa mai special. Am văzut că, nu știu, are Facebook-ul instalat automat sau ceva de genul. Aici e meniul, locația, toate chestii. Deci telefonul, fraților, este foarte, foarte bun. Camera nu este niciun fel de sponsorizare sau ceva. Chiar mi-aș fi dorit să fac o asemenea colaborare, dar uitați-vă și voi, e calitate, adică e super fain. Și camera aceasta, foarte tare este faptul că are aici un blitz, bă. Are blitz pe față. A meu n-are blitz pe față. Da, deci camera e destul de bună. Designul, v-am zis, îmi place foarte mult cum e pe spate și ecranul. E superb. Bun, cum vor sta lucrurile? Păi, eu o să mă duc în camera cealaltă, la calculator, o să deschid, nu știu, un site, telefon și o să caut acolo acest telefon. O să îi arăt tatălui meu, o să întreb ce părere are, dacă îi place, nu știu ce, că e bun și așa. După care, pur și simplu, o să scot telefonul și o să-i spun, tată, ăsta e telefonul tău. Nu știu, cred că o să fie fericit, vă dați și voi seama, a stat o săptămână fără telefon. Mulți dintre voi ați dat mesaje pe Facebook, el a fost conectat pe calculatorul meu și a răspuns la câteva. Puneți chiar acum un like să facem la clipul ăsta 10.000 de like-uri pentru că i-am cumpărat un nou telefon tatălui meu. Puneți un like, puneți un subscribe la acest canal să facem și noi 150.000 de abonați și activați notificările, foarte, foarte important, apăsați pe clopoțelul ăla de acolo să primiți notificare. Dați-mi repede un follow pe Instagram, băgați-mi codul F6Andrei pe shop și haideți să mergem la tatăl meu și să vedem reacția. Tată? Da? Vino leacu. Uite ce am găsit pe Google. Ce e? Y6 2019 pe site-ul ăsta. Telefon, uite ce culoare. Are și husă sau model de husă. Vezi că poți? Vrei să-l cumperi? Trebuie de săptămână aici că cumperi și tot nu ne-ai luat. Nu știu, mă gândeam la ăsta, dar n-am bani. Dacă pui și tu bani, puni și Alex. Să pun eu bani? Păi, și l-am spart eu? E telefonul tău. Bă, l-am spart eu. Uite, e și pur. Altă culoare are. Și fain, e fain ăsta. Nu ăsta, așa l-am. Păi e ăsta, nu? Da, ăsta e fain. Cât costă? Păi atâta, dar e mult costă, trebuie să... Și să-ți fac dacă ți-o trebuie să dai cu barda. Dar când ți-am făcut farsa aia, de când? Păi ai o săptămână, băi, de când? Ia stai să intru acum, uite, farsă, ți-am spart telefonul, 22.600 de like-uri. Am făcut peste 10.000 de like-uri și am spart 10.000 de like-uri, cumpăr telefon. De? Și acum, ce telefon? Ăsta, să-l cumperi. Îți place ăsta? Da, da, când vine? Mai durează o săptămână. Taxi, transportul, 3 zile și când e? Azi e joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni avem. Am o săptămână, adică stau fără telefon și tu. Dar e bun ăsta? Da, e bun. Ce-ți place? Și care o fi numai să am telefon acum? Ai dual SIM? Ce o fi numai să am telefon? Uite, vezi cum are aici, are microfon aici, are și, cred că are... O cameră în ecran. Ia pe cealaltă. Dar de unde să le iau dacă eu n-am bani acum?
Băiat, când ai dat cu barda, trebuie să te gândești. Dar eu n-am crezut că se fac 10.000 like-uri. Cum? N-am crezut că se fac 10.000 de like-uri. Păi n-ai crezut și cum? N-ai crezut când spargi telefon și eu rămân fără telefon? Așa ai crezut? Păi am zis că... Păi tu, pe baza la like-uri spargi eu telefon? Eu n-am știut că ai nevoie de telefon. Oi de mine, eu nu trebuie un telefon, tu nu ai nevoie de el, ne-l dai pe tu. Meu, e a meu, nu pot să-l dau. Așa meu, dacă a fost a meu, sau ți-l spar și eu pe a tău? Să vedem și nu ai nevoie de telefon, stai pe Facebook și faci pe telefon. Dar cum să nu stau? Dar și eu n-am și eu voie să stau sau ce? Înțeleam o rate. 18 lei pe lună? Nu contează, nici nu ai telefon. Cu garanție, fără garanție. Pe numele tău? Ca să nu plătesc eu, nu? Păi și pot să plătesc cu cardul, cu ce plătesc? Nu știu cu ce plătești tu. Te interesezi la ei acolo. Uite câte comentarii, ia ce zice mea în comentarii. Nu știu. Provocare, mănânc o pizza într-un minut. Poți să mănânci într-un minut pizza? Eu? Da. Pe mine mă provoacă? Pe noi, da. Eu mănânc pizza, eu nu mănânc de fel. Ia stai să caut comentarii acum. Ia uite, scris aici, o să iei Huawei, adică ăsta. Mă întreba cineva dacă le-a. Nu știu dacă îl luăm, adică. Pui și tu bani, pun și eu bani. Cât trebuie să pun? Nu știu, pui tu jumate și eu cu Alex și altă jumate. Da? Și dar dacă nu mai spargi, poate săptămâna viitoare... Oricum, mai stai și... fără telefon, ce are după, dacă stai după fără? După șine lei, poate mai spargi odată. Poate mai vine în cap, dacă așa. Vrea lumea, da, dar... Cum, dacă vrea lumea să-mi dai în cap, tu îmi dai în cap, păi? Tu te iei după lumină? Tu n-ai nevoie de telefon, pentru ce-ți trebuie ți telefon acum? Cum mă, dar eu vorbesc la telefon cu măsul unul altul. Ia uite, stai așa, Nokia. Are și soacră mea telefon și eu nu. Ia uite ce telefon. Nokia 50 de lei. Ia uite. Și cu el? Telefon. Dar ce el tu? Ce nu ți-ai ție unul de ala? Okay. Nokia 8 euro, 50 de, aproape 40 de lei. Sau doar îi spart. Telefon, vorbești. Da? Păi ce-ți trebuie? Nei telefonul nou, băiat, că l-ai spart. Păi uite, atunci dacă ăsta nu-i bun, du-te la pe cameră, vezi pe masă, du-te domnul, vezi ceva pe masă. Unde? În cameră. Ai ce? Ai din coace? Da. Vezi pe masă. La telefon ai? Ce? A găsit un telefon ai. Ia altul încă. Ia, e bun? Ăsta l-ai luat? Ăsta? Ăsta de aici din poză? Ia. Da, dar cum l-ai luat? E ăsta? Da. Același model pe spație acum. Da, da. Cât ai dat pe el? Cât scrie acolo? Ăsta e telefon. Da. Ia uite. Da, i-am dat să nu mai spați. Intră pe el să vezi. Dar l-ai pus, da? Ți-am zis că dacă fac like-ul îți cumpăr telefon. Da. Și nu mai spați de acum? Intri pe ele, activează internetul, trebuie să te loghezi la Facebook, la YouTube, Gmail, mail, toate alea pe care le avei pe telefon. Știi parolul, nu? Dar când l-ai luat? Păi mi-a venit azi. Trebuie să-i faci actualizare. Uleu, ne-ai luat telefon, bă. Te duci, uite, îți instalezi YouTube-ul, stai să mă conectez la Wi-Fi. Ți-am pus deja parola când l-am făcut. Da, l-ai pus, da? Azi a venit. Păi știi când ai venit să mă chemi afară, să l-am aruncat sub pernă. Ce-am făcut? Ia uite, am activat ăsta. Îți instalăm YouTube-ul și astea și ăla e normal înapoi. Îți place telefonul, da, da, aici. Da, da. Exact ca ăla, bun. Uite, ți-am instalat Facebook-ul. Da. Tot Facebook-ul normal cum îl aveai înainte, Messenger, tot. Bun. Exact cum îl aveai. Bun. Și cartela. Ai bagaj de cartela? Da, bine? Știi că cartela, că virgulă, cartela era jos, știi? Când în telefon nu mai era cartela. Da, da. Am luat-o, am ținut-o la mine și am pus-o acum în telefon. Da. E bun. Eu nici nu m-am gândit eu că iei tu telefonul în sală. Păi cât am făcut like-uri, am făcut dublu la like-uri și l-am luat. Uite, 22.000 de like-uri. Eu am crezut că gata, nu mai am telefon. Și am și filmat. De? Uite. L-ai filmat? Nu e dragi. Întrerup acest clip ca să vă readuc aminte că puteți intra pe primul link din descriere să vă faceți cont pe Boosteroid și să vă jucați cele mai șmechere jocuri fără lag. Aveți nevoie doar de internet. Intrați pe primul link din descriere. Nu pot să cred, ne-ai luat telefon. Acum poți să le răspunzi la urmăritor, să stai pe Facebook, să răspunzi la urmăritor. Vorbesc cu gagicile, nu? Am cu ce vorbi, nu? Nu mai vorbești cu gagicile. Nu? Mulțumesc că ați pus like-urile și ne-a luat Andrei telefon. Ce-am